În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată afară și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, povățuindu-și zicându-le: în căile păgânilor să nu mergeți și în orașele samaritene să nu intrați, ci mai mult mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Pe unde veți mergeți, propovăduiți și spuneți că s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei bolnavi, curățiți pe cei leproși, pe cei morți înviați, scoateți afară pe demoni, îndarați lor.